O groapă misterioasă a pus pe jar comunitatea din 23 august. În mijlocul unui teren agricol a apărut de câteva zile un crater uriaș după ce pământul s-a surpat din senin. Oamenii nu-și explică ce se întâmplă și sunt foarte speriați. Pentru siguranță, zona a fost izolată, iar geologii au prelevat deja probe de sol. Un cioban a fost cel care a făcut descoperirea. Acesta era cu animalele de câmp când deodată a văzut că îi lipsesc câteva oi și capre, a plecat în căutarea lor și așa a dat peste craterul din câmp. N-au luat-o înapoi, s-au întins oile tot pe acolo. Și așa am luat-o pe marginea șoselii, am dat peste groapă. Și am văzut groapa aceea care... Acum că au căzut în groapă, că s-au dus în altă parte, nu știu, n-am văzut nimic altceva. Deci groapa am văzut are cam vreo săptămână de când este, nu era atât de mare cât este acum, era mai mică și pe zi ce a trecut s-a lăsat. Speriat, omul a anunțat autoritățile. Polițiștii au izolat imediat zona pentru a evita producerea unor accidente, pe când sunt zilele acestea foarte multe utilaje agricole care ar fi putut fi înghițite de crater într-o clipă de neatenție. Am luat primele măsuri de a împrejmui zona respectivă, deoarece crăpăturile sunt foarte accentuate și se poate surpa. Dacă observați, este ca și cum ar fi fost săpată cu mâna. Deci partea de sus... Inițial mai ține iarba sau rădăcinele care sunt. Dacă merg acolo, s-ar putea să cadă în groapă. Am fost anunțat luni despre apariția acestei surpări de pământ. Am luat măsură de izolare aici. Am anunțat și arendașul care lucrează pe zona respectivă să nu este tratorul pe zonă de posibilitate. Așa cum și pe de capul statului care de scuie de după. Suntem cu domnul profesor care vrea să ne dea o părere autorizată despre acest fenomen natural și să știm ce avem de făcut în continuare. Oamenii din comună spun că nu au mai văzut așa ceva și au cerut primarului să cheme o echipă de specialiști care să dezlege misterul. Așa se face că la 23 august au ajuns un geolog și un doctor în științe care au tras primele concluzii. Ceea ce estimez eu este o prăbușire a unui tavan. O prăbușire a unui tavan probabil din cauza de secetă, nivelul apei freatice, pânza freatică a scăzut și în consecință o cavitate foarte mare a lăsat posibil această prăbușire. De ce prăbușire? Fiindcă tot ceea ce înseamnă formațiuni calcaroase și formațiuni agregate în Dobrogea și în zona respectivă sunt sedimentare, sunt prea puțin dure și în consecință atunci când nu mai există apă de desubt, firește că pereții au cedat. De ce este rotundă? Genul ăsta de prăbușiri se petrec ca și în nisip aproape, adică o scurgere așa, rotundă, este o prăbușire lentă, nu este o cădere zgomotoasă. Ce se vede aici s-a dezvoltat doar în pătura de lios, ce vedem, dar procesul se continuă și mai în adâncime. Groapa misterioasă de la 23 august are o adâncime de 3 metri și un diametru de 5 metri. După ce specialiștii vor trage concluziile finale, groapa va fi acoperită cu pământ.